Bun găsit, sunt Cătălin Gorea și vă invit la o nouă ediție a Dosarelor X. Protestatarii din fața Parlamentului s-au trezit de dimineață cu mascații la ușa cortului. Polițiștii au fost mobilizați după ce ieri simpatizanții partidului Șor, care protestează în centrul capitalei, au instalat corturi și pe carosabil, blocând astfel bulevardul Ștefan cel Mare. Porțiunea din fața Parlamentului și pentru că nu au vrut să le ia de bunăvoie, au fost luați pe sus. Zeci de mascați au intervenit în forță, iar în câteva minute, traficul pe principala arteră a capitalei a fost reluat. Stimați cetățeni, înlăturați corturile de pe drumul public. Acțiunea este ilegală. Pentru că nu au dat curs solicitării, polițiștii au intervenit în forță și în 2 timp și 3 mișcări au evacuat corturile pe care protestatarii le-au instalat pe carosabil, blocând astfel trecerea pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, porțiunea dintre Parlament și Președinție. Manifestanții nu au depus rezistență. Le-au cerut doar verbal mascaților să le lase corturile, însă în zadar. În mai puțin de 5 minute, circulația rutieră pe bulevard a fost reluată. Supărată, mulțimea a început să scandeze din nou lozinci, antiguvernare, doar că de pe trotuar, mai exact din spatele cordonului de carabinieri, format pentru a nu permite nimănui accesul pe carosabil. Noi avem putere, putem să facem ceva în rodul nostru, poate să facă ceva. Da, dar nu trebuie blocat drumul. Dar și trebuie să facem dacă Maia Sandu, prezidentul nu ne ia în seamă, parlamentul nu ne ia în seamă. Duceți-vă acolo și filmați și facă ăștia circ adevărat de poliție. Așa trebuie să filmați, dar nu pe noi. Eu într-adevăr am probleme. În cadrul protestului, inclusiv cel de ieri, organizat de reprezentanții partidului Șor în capitală, au fost înregistrate 45 de încălcări. Despre asta a anunțat șeful IGP Viorel Cernăuțeanu într-o conferință de presă. Pe parcursul evenimentelor, începând cu 18 septembrie până în prezent, au fost adresate o serie de sesizări în adresa primăriei municipiului Chișinău. La fel, a fost sesizată inclusiv Procuratura Chișinău în legătură cu acțiunile sau inacțiunile administrației publice locale în acest sens și ale organizatorilor protestului. La ziua de ieri, chiar în seara zilei de ieri, imediat după protest, din nou a fost sesizată primăria municipiului Chișinău și regia transport electric. Să vedem care este prejudiciul cauzat acestei regii ca urmare a asistării traficului rutier pe bulevardul Ștefan cel Mare. De partea cealaltă, primăria pasează responsabilitatea pe seama poliției, declarând că este sarcina oamenilor legii să intervine în asemenea situații. Accident violent în capitală, o mașină a inspectorilor de patrulare a fost făcută zob după ce s-a izbit cu o Škoda. În urma impactului, nimeni nu a fost rănit, automobilele însă au fost grav avariate. Totul s-a întâmplat pe strada Calea Moșilor din sectorul Râșcani al capitalei. Potrivit poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 8 dimineața. Din imaginile surprinse de participanții la trafic, se vede că vehiculul poliției este grav avariat. Cazul a fost înregistrat, iar acum oamenii legii urmează să stabilească cine se face vinovat de comiterea accidentului rutier. Acum 2 zile, un alt automobil al poliției a fost făcut zob după ce s-a ciocnit cu un Volvo într-o intersecție din sectorul botanic al capitalei. Accidentul la fel s-a soldat fără victime. Incendiul de pe strada uzinelor din sectorul Ciocan al capitalei a fost stins. Pompierii au reușit lichidarea focului, care a izbucnit pe teritoriul uzinei de sortare a deșeurilor menajere în dimineața zilei de 9 octombrie. Pe parcursul nopții a fost acoperită cu pământ toată suprafața afectată. În același timp s-au stins cu apă și spumigen flăcările care tot mai răsăreau. La lichidarea incendiului au fost implicați circa 60 de pompieri și salvatori, cu 8 autospeciale de intervenție, dar și 24 de angajați din rândul autorităților publice locale, cu tehnica auxiliară, autocisterne, autobasculante, excavatoare și buldozere.
Incendiul a fost lichidat azi dimineață la ora 3:46. Conform datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, incendiul a distrus deșeurile pe o suprafață de peste 2000 de metri pătrați, fiind afectate 3 remorci, cu deteriorarea parțială a carcaselor și copertinelor. Victime nu au fost raportate. Cauza și circumstanțele izbucnirii incendiului urmează a fi stabilite. Se apropia de victimele, bruscașile smulgea telefoanele din mână, apoi dădea bir cu fugiții. Un tânăr a fost reținut pentru 72 de ore și riscă până la 7 ani de închisoare pentru furt de telefoane. Potrivit poliției, individul ar fi atacat cel puțin 4 femei în sectorul Buiucan și Botanic al capitalei. Suspectul în vârstă de 25 de ani a fost anterior judecat pentru furt, jaf, dar și pentru circulația ilegală a drogurilor. Potrivit poliției, individul dădea lovitura atât pe timp de noapte cât și în plină zi. Acesta se apropia de victimele, jefuia și dispărea fără urmă. În cadrul anchetei s-a stabilit că tânărul ar fi furat cel puțin 4 telefoane, toate cazurile fiind înregistrate la poliție. Astfel, în urma acțiunilor speciale de investigație și urmărire penală, polițiștii l-au identificat, iar în scurt timp l-au reținut pe suspect. În timpul audierii, bănuitul și-a recunoscut vina. Acesta le-a spus polițiștilor că telefoanele furate au fost vândute. Unul însă a fost luat de polițiști și întors victimei. Cercetat penal pentru furtul la 4 telefoane mobile în sectorul Buiucan și Botanic al capitalei. Un bărbat de 25 de ani a fost reținut de polițiști după ce a jefuit 4 tineri de telefoanele mobile în plină stradă. Acesta se apropia de victime, le brusca, le sustragea telefoanele, după care se deplasa într-o direcție necunoscută. Prejudiciul material cauzat a fost estimat la suma de 28.000 de lei. Individul ar mai fi fost anterior judecat pentru furt, jaf și circulația ilegală a drogurilor. Acum el este reținut pe un termen de 72 de ore, iar dacă îi va fi demonstrată vinovăția, riscă să înfunde pușcăria pe un termen de până la 7 ani. Reținut în flagrant cu droguri, un bărbat a fost prins de poliție în timp ce se pregătea să comercializeze marihuana. Oamenii legii au stabilit că individul în vârstă de 46 de ani își desfășura activitatea ilegală în raioanele de sud ale țării. În urma perchezițiilor la domiciliul bănuitului au fost găsite și ridicate 8 pachetele de folie, în care era marihuana, 41 de plante de cânepă, 2 dispozitive pentru consumul substanțelor stupefiante, cântar electronic, telefoane mobile, precum și mijloace financiare. În momentul reținerii, individul a încercat să arunce mai multe pachetele în care se aflau substanțele narcotice. Acesta a fost reținut pe un termen de 72 de ore și este cercetat penal pentru creșterea, păstrarea și comercializarea drogurilor. Pentru fapta sa, bărbatul riscă să-și petreacă următorii 7 ani după gratii. Atât pentru rubrica de astăzi. O seară fără incidente vă doresc.